prăjitură de casă fără făină, foarte fragedă și foarte aromată, tort de casă cu iaurt, rapid și delicios ingrediente necesare. 3 linguri de zahăr, 3 linguri de amidon alimentar, 2 pahare de iaurt grecesc, 300 minus, 400 grame, 4 ouă sare și praf de copt, sau bicarbonat, mod de preparare. Vom avea nevoie de două boluri. 1. Într-un bol adăugați cele 4 galbenușuri de ou și în alt bol adăugați cele 4 albușuri. Adăugăm zahărul și amestecăm bine timp de aproximativ 5 minute. Adăugăm amidonul și praful de copt și amestecăm până obținem o consistență omogenă. 2. Adăugăm iaurtul și amestecăm preț de aproximativ 10 minute. Lăsăm compoziția să se odihnească și trecem la prepararea celei de-a doua compoziții. 3. Mixăm albușurile timp de aproximativ 20 de minute până obținem o spumă aerată. 4. Amestecăm lent conținutul celor două boluri, manual, până obținem o compoziție omogenă. 5. Alegem o formă de copt, de preferat una cât mai înaltă. Tapetăm forma de cot cu hârtie de cot în exces, astfel încât hârtia de cot să depășească marginile formei. 6. Prencăzim cuptorul la 180 grade Celsius. Punem la cot timp de 30-40 de minute, verificând modul de coacere. 7 scoatem prăjitura din cuptor și așteptăm timp de 10-15 minute să se răcească. Presărăm zahăr pura. Asta este tot. Poftă bună! Abonați-vă, apreciați și distribuiți!